Salut! Deci, încet, finalizăm prezentarea celor mai interesante seriale turcești lansate în anul 2023. Videoclipul de azi este penultimul din cele care le-am dedicat acestui an. Asta desigur dacă nu vom primi mai multe sugestii din partea voastră, stimați spectatori. Dacă este prima dată când vezi un video pe acest canal și ești pasionat sau pasionată de seriale turcești, atunci ai nimerit în locul potrivit, deoarece pe canalul nostru vei găsi o mulțime de rezumate care te vor ajuta să alegi o producție pe placul tău. Dar acum te invităm să vezi ce seriale bune am pregătit pentru azi. Scrisoare de adio. 30 de ani în urmă, voința părinților a separat drumurile lui Zia și Alanur. Prea tineri ca să se opună și să lupte pentru dragostea lor, cei doi s-au căsătorit cu aleșii părinților. Cu toate acestea, Alanur niciodată nu i-a putut ierta lui Zia că nu a avut curajul să-i spună noi că nu o mai iubește, trimițând în schimb o scrisoare de adio, dar această trădare i-a împetrit inima, transformând-o într-o persoană suspecioasă și severă, care mereu trebuie să țină situația sub control. Deși între timp amândoi au avut succes în afacerile preluate de la părinți, cei doi așa și nu au cunoscut adevărata fericire. Însă destinul câteodată are întorsături neașteptate. Într-o zi Aslı, una din fiicele lui Alanur, îl întâlnește pe Mehmet, feciorul lui Zia, și la scurt timp cei doi înțeleg că nu este doar o atracție trecătoare. Chiar dacă Mehmet deja era promis lui Hatice, dar Aslı urma să plece la studii în Franța într-o universitate aleasă de Alanur, tinerii hotărăsc să se căsătorească. Deciziile care va răscoli rănile uitate și orbită de supărările din trecut, Alanur se opune categoric acestui matrimoniu, dar Aslı și Mehmet, fără să știe, riscă să repete soarta părinților, care cândva au fost nevoiți să renunțe unul la altul. Sufletul tău nu aude sau sufletul tău nu vrea să audă. De ceva timp, Onur tot încearcă să-l aresteze pe Cevan Coral, cel mai important bijutier din Turcia. Deși la prima vedere afacerea familiei Coral pare a fi transparentă, Onur știe că o bună parte din diamante sunt aduse clandestin din Africa. Pentru a pătrunde în cercurile apropiate a lui Coral, Onur face cunoștință cu Hilal, sora mai mică a lui Cevan, acumulând cu răbdare probele necesare. În scurt timp, din surse secrete, Onur cu echipa sa află că în casa lui Cevan sunt ascunse documentele secrete cu toate informațiile despre afacerile din umbra lui Coral. Știind că vizitând-o pe Hilal ar fi cea mai ușoară metodă să obțin aceste documente, Onur se îndreaptă spre casa iubitei. Aici o întâlnește pe Ece, cea mai bună prietena lui Hilal, care din start înțelege că ceva nu e în regulă cu Onur. Intuind că sentimentele bărbatului sunt doar un teatru, Ece încearcă să o convingă pe Hilal că Onur nu este potrivit pentru dânsa, însă fără rezultat. Și Hilal, îndrăgostită peste cap de fermecătorul Onur, acceptă cererea de căsătorie. Încă una din mișcările calculate a polițistului. Acum, în calitate de logodnic, Onur în voie poate să circule prin casa familiei Coral și să obțină probele care îl vor închide pe Cevan. Nici Ece nu este sinceră în prietenia cu Hilal, ci o folosește pentru a găsi răspunsurile la întrebările despre sora sa dispărută. Cântec de vară. Din nou recomandare din partea spectatorii noastre fidele, Briana Maria. Briana, te salutăm! Pasiunea pentru muzică i-a zamoștenit-o de la tatăl său. Acesta fiind tânăr, a plecat la Istanbul să cucerească țara cu cântecele sale. Însă nu a reușit, lăsând în urmă doar un caiet vechi cu piese care așa și nu le-a auzit nimeni. Convinsă că este nedrept să dai uitării creațiile părintelui, tânăra pleacă la Istanbul, hotărâtă să găsească un producător care va îndeplini visul cel mare al tatălui său. Aici, ea se angajează la studioul faimosului Kemal Sunay, în așteptarea momentului potrivit pentru a prezenta caietul cu piese. Într-o zi din glumă, Murat, care este în secret îndrăgostit de Iaz, o înregistrează cântând o piesă de-a lui Kemal. Auzind vocea melodioasă a tinerei, Kemal înțelege că este perfectă pentru noul hit de vară, însă în planurile lui Iaz, nici pe departe nu intră să devină o cântăreață. Cu atât mai mult că mama sa, doamna Emine, care a rămas la țară, este convinsă că fata ei lucrează la o bancă, de altfel nici nu-i permitea să vină la Istanbul.
Totuși, după lungi insistențe, Kemal reușește să o convingă pe ea să cânte în duet cu dânsul, cu condiția că nimeni nu va afla numele adevărat al tinerii. Dar situația scapă de sub control și fața lui Yaz apare pe toate canalele și rețele sociale. Înfuriată că a fost mințită, mama lui Yaz vine în Istanbul hotărâtă să întoarcă fica acasă, dar cu ea nu-i de glumit, deoarece doamna Emine lămurește neînțelegerile cu focuri de armă. Coșul de rufe. Servitoarele sunt de nelipsit în casele bogate. Tinere sau în vârstă, inteligente sau mediocre, tăcute și blajâne, sunt mereu prezente, dar invizibile. Crescând pe brațele lor, copiii le iubesc mai tare decât pe părinți, trezind astfel o gelozie și invidie în inimile așa zișilor stăpâni. Nimeni nu știe mai de aproape o familie decât servitoarea, la ce oră se treze sau se culcă, ce mâncare preferă fiecare, cine și unde pleacă, discuțiile intime. Cunosc bucuriile sau tristețele, dar și secretele, care deseori sunt suficiente ca să distrugă un matrimoniu. Cu toate acestea, pentru majoritatea angajatorilor, sunt ca un element de decor, persoană fără importanță, ușor de înlocuit dacă ceva nu-i aranjează. Anume așa femei sunt cele trei prietene, Songyul, Harie și Medine. Lucrând într-un cartier prestigios, ele de mult s-au obișnuit cu această tratare nedreaptă și cu capurile plecate au înghițit supărările de dragul celor pe care trebuie să-i întrețină. Însă totul se schimbă atunci când Meriem, o cunoștință a celor trei menajere, se aruncă în gol din fereastra casei în care lucra. Știind-o harnică și bună la inimă, femeile rămân îngrozite de fapta disperată a tinerii. Dar și mai tare le uimește vestea că Meriem, fiind necăsătorită, purta sub inimă un copil. Cam atât pentru azi. Îți mulțumim că ai urmărit acest videoclip până la sfârșit. Abonează-te pe canalul nostru dacă încă nu ai făcut-o și nu uita să scrii un comentariu cu sugestii despre alte seriale sau impresiile tale despre serialele prezentate astăzi. Pune un like acestui video dacă ți-a plăcut, dar dacă nu vrei să ratezi continuarea, fă click pe clopoțel și activează toate notificările. Ne auzim în videoul următor.